Pe vremea aia, eu stăteam undeva în Perentari, într-o casă. Voi domnesc pe numărul 1. Într-o casă de asta, de Perentari, cu singurul lucru care era valoros de acolo, în afară de casa care era cu pământ pe jos, nu știu ce, era un frigider care, datorită tatălui, era, tatăl era tot timpul frigid. Rânza și pui, da. Așa. Ce pui, mă, dacă nu te-a pui, mă, te-a vitei. Da, da. Te-ai după pui, Țepi era foarte serios în prietenie și lăsând la o parte, ore pe execute, cu literatură, cu nu știu ce, în momentul în care i s-a oferit de căze pe Onescu să meargă la Plăcăra, a venit la mine seara, la ora 10, și zice, mă, ce se fac? E o chestie de moralitate și de sinceritate într-o prietenie. Eu eram foarte radical pe vremea. Și mi-a zis, uite, ce să fac? Să mă duc la Flacăra, pentru că a zis Păunescu că îmi dă o casă. Era la ora 10 seara, deci venise de nu știu unde, venise la 10 seara la mine și îmi spune lucrul ăsta. Și eu, mă, nu știu. Tu ești asta, de grele astea însemna pe vremea aia o acces într-un apartament cu chirie la asta. Da. Și de pe mulți în chirie, care tale. Da, ce era mare lucru. Da, și eu am zis, mă, faci cum vrei, faci cum știi. El luase hotărârea deja, clar. Da, ținut să vină să mă anunțe înainte de... și formă am crezut că la Flacăra, de-aia aveam îndoieli, o să fie pus să scrie Temir C. E, nu. Atunci a început să scrie reportajele alea în proză, care erau formidabile. Și în scurtă recenzie. Și aici în Italia. Da, da. Da, da. Da, da. A ajuns să scrie reportaje, că n-a fost inițiativa lui. A fost retrogradat de Păulescu, îi ziceam, scrie cronică literară. Din cauza lui Emil Hulezeanu. Nu știu că din cauza lui Emil Hulezeanu este o altă variantă. Că a scris un articol nu foarte laudativ despre Paune Verac și, la presiunea lui Verac, Păulescu a fost obligat să-l exineze pentru o vreme la reportaje. Verac avea așa influență. Avea? Da. Eu știu altă variantă. Se poate. Eu știu varianta legăturii de amiciție adevărată cu Emil Hulezeanu, nu era nici copilinic fans. Emil era deja fugit și Țepi, când mergea la Cluj, vizita familia lui Emil. Chestie care s-a aflat la Flacăra și s-a aflat în sensul cel mai... Vă imaginați ce însemna să vizitezi familia lui Trasu. Și atunci l-au beșterit și l-au trimis la munca de jos. Munca de jos era reportajul. Dar ei n-au știut că Țepi avea nevoie de munca asta de jos. Și el de acolo și-a tras curajul de a vrea să scrie și altceva decât critica literară. Și asta e mai mult decât, așa, o poveste despre niște întâmplări. Țepi putea descoperi binele din orice loc. Și acum vreau să vă spun adevărata poveste. El era fiul, nepot de popă, în familia lor la Șirna, care era un loc. În primul rând trebuie să povestim locul, ca să înțelegeți ce s-a fi popa acolo atunci. Hai, nu știu dacă popa mai e cum era atunci. Deci tata lui... bunicul lui Țepi, tatălui lui Țepi era un popă foarte respectat. Chestie care... Pe Țepi nu l-a marcat multă. Pe Țepi ludicul nu l-a marcat deloc. Dar Țepi a devenit mai serios și a început să se intereseze de... Cum e chestia asta cu popii? Cum e chestia asta cu credința? Întâmplarea a făcut că printr-un alt prieten comun a avut acces ușor în mănăstirile care după anii 90 erau mai accesibile decât, mă rog, curajul nostru de a merge acolo era mai curaj. Ei, și la un moment dat mă influențează chiar și pe mine, care eram poate mai ateu decât se dădea el ateu, mă influențează și pe mine cu treaba asta, într-un fel în care eu n-am mai apucat. El a murit când a murit. Iar mie mi-a rămas.
Nu mi-a rămas să devin călugăr. Dar mi-a rămas să, să înțeleg ce-i cu lumea asta. Cerceta. Și nu știu ce-a făcut Țepi cu chestia asta. Poate că proza lui devenea într-un fel mai plină de sens prin datoria lui față de bunic. Noi nici nu știm când datorăm bunicilor pe care am apucat să-i cunoaștem. Eu nu am apucat. La 3 ani, toți bunicii mei... aveam eu 3 ani când toți bunicii mei nu mai erau. Ultimul pe care l-am cunoscut în viață, am murit când eu aveam 3 ani. Dar să-ți cunoști bunicii, are o influență aproape mai durabilă decât să-ți cunoști părinții. Bine, să-ți cunoști părinții e normal, dar să-ți cunoști bunicii și să poți fi influențat de ei, uite, lui Țepi i-a dat chestia asta cu... Cum e chestia asta? Când ești adult, abia atunci îți dai seama că această influență există. De asta, cei care știu genetică știu că lucrurile sap peste părinți. Peste părinți. Influența se duce bunic, bărbat, la nepoată. Deci sare în zigzag. La Țepi nu era prea... Deci merge prin sare peste părinți și merge la partea invers, sexul invers, sexul celor. La Țepi n-ar trebui să fie influență, că e nepot, nu e nepoată. Deci cum era pana trăutăsă? Bunică, da. Poate. Ei, ce vreau să spun este că în foarte mare discreție, felul lui de a se purta curios. La mine a devenit mai mult decât curiozitate, dar a devenit chiar preocupare intelectuală. Și de el ar fi devenit, sunt convins. După ce el a murit, eu simt acum că mă uit retroactiv, că ăștia 20 de ani de după moartea lui, eu nu mai sunt ăla care eram până atunci. Pentru că, între timp, preocuparea mea intelectuală despre lumea asta a devenit mai degrabă identitate decât curiozitate. Eu acum sunt mai când vreau să vă povestesc, sau să povestesc cuiva care e identitatea mea, e mai degrabă una legată de spiritualitate. Chit că noi fiind stare, asta, mă rog, e modestie, vă spun, noi fiind stare să exprim preocuparea asta într-un fel care să fie la fel de valoros ca o proză, că vă iubiți proza, dar pentru mine identitatea mea este legată de acest lucru și cred că îi datorez de asta. Și mai cred ceva, de aici vreau să pun punct, pentru că e sat, acum sat mortal. Cred că noi am avut o legătură karmică și că influența asta despre cum ce a avut eu să devin, am devenit eu. Vă mai dau un exemplu. Noi că am vrut să devină călugări și am devenit fiul său. Ei, Țepi a vrut să devină ceva de genul ăsta. Nu știu cum se gândea el, că la bătrânețe, cândva... Deci, nici eu n-am devenit călugări, dar am rămas amprentat de ceva ce era amprenta lui sau bunicului lui. În familia mea nimic. A mei erau niște atei impecabili. Eu însumi, când la vârstă, am fost un ateu fără rușine. Cam asta am spus. Hai să mergem spre etapele următoare de biografie și de meserie lui Igor Țăposu. Deja a fost vorba despre perioada destul de scurtă cât a stat în redacția revistei Flacăra, în urmă, sper că reușit să se vină spre voi, spre viața studențească, la Amfiteatru, unde Buduca era deja redactor și Groșan Arsamatori a colaborator și Țâra implicat în Cenacul din Tei și alte povești care s-au extins și care au cuprins pe mulți dintre noi în diverse feluri în anii 80. Și imediat după schimbarea de regim comunist, de căderea regimului comunist, redacția Vieții Studențești, o parte a redacției, a eliminat, sigur, o revistă cu tot felul de lucruri în ea, vioaie, destul de non-conformistă, deși era o invenție propagandistică în principiu. Iar revista paralelă, Amfiteatru, era o revistă literară, culturală foarte bună. Nu prea influențată politic. Dar, oricum,
nu mai era de continuat, însă existau echipe, existau oameni tineri cu condei și cu oarecă și priceperi de organizare, apropo de ce s-a mai spus aici și despre talentele de organizator al lui Broșan, grupul lor a cam preluat, nu mai știu în ce combinație, responsabilitățile și au relansat, au lansat, de fapt, o revistă